Alegerile locale organizate în municipiul Orșova au stat sub semnul neregulilor și al fraudării. La prima ora dimineții, procesul electoral a fost întrerupt timp de câteva ore într-una din secțiile de votare. În jurul orei 7, o femeie în vârstă de 65 de ani a fost surprinsă când a încercat să introducă în urne buletine de vot false și să plece din secție cu cele valabile. A fost descoperită și reținută de poliție pentru 24 de ore. La 7:21 de minute s-a întâmplat un incident. O doamnă a intrat în secție, a luat buletinele cu ștampila de control, deci cele corecte, a intrat în cabina de vot, a scos buletinele ei care le avea în geantă și le-a scos afară și le-a băgat pe cele corecte, de cele ștampilate de noi. Așa, și când a ieșit afară a vrut să introducă în urna de vot buletinele false pe care le avea în geantă. Se pare că femeia primise instrucțiunile de fraudare de la reprezentanții unui competitor electoral, Ion Manea. Acesta a fost de altfel surprins și de reporterii RTS, în timp ce ieșea din secția de poliție, unde se pare că fusese chemat la audieri. Ce ați făcut la poliție, domnul Manea? Nu ne spuneți nouă? Nu vorbiți cu noi? Un alt incident s-a petrecut la o altă secție de votare tot din Orșova. O femeie a reclamat că ar fi primit mai puține buletine de vot decât ar trebui și aici secția a fost închisă timp de câteva ore. O doamnă a intrat în cabina de vot să voteze, la ieșire a zis că a primit mai trei buletine de vot. Verificăm care este situația cu acel buletin presupus lipsă. Acum? Da. Zero. Dar am predat 150. 150? Da. Deci noi avem două buletine minus. Păi eu ce am să vă spun? Adică în minus. Doi votanți în plus față de numărul de buletine pe care l-am dat. Păi și la celelalte buletine, la celelalte... Ai dat yes. Deci numai la primarul. Deci s-a dat un plus. În municipiul Orșova sunt așteptați la urnele de votare aproximativ 11.000 de locuitori cu drept de vot.